Zi plină de activități pentru elevii școlii Academician Marin Voiculescu. Concursuri cicliste, plantări de flori sau deprinderea regulilor de circulație sunt doar câteva dintre acțiunile pregătite de elevii diferitelor clase împreună cu dascălii lor. Prima surpriză pregătită elevilor claselor pregătitoare, Franklin și fluturașii cercetași, îi aștepta în curte, acolo unde erau parcate mașini de la poliția rutieră, jandarmerie și poliția locală. Cei mici au învățat de la specialiști cum să se comporte în trafic, dar și în societate, după care au fost invitați să inspecteze autoturisme și dotările acestora. Îmi place de tot aici la poliție. Ce ai înțeles din ce ți-au explicat polițiștii azi? Să nu ne bătem. Care îți place? De jandarmerie. Ce vrei să te faci tu când o să fii mare? Polițist. Polițiștii și jandarmii vor fi prezenți în mai multe școli giurgiuvene și susțin că elevii vor percepe corect mesajele. Interacționând cu ei și explicându-le cum trebuie să circule, cum trebuie să comporte nu numai în trafic, ci și în viața de zi cu zi, ei învață. Sunt ca un burete care absorb orice informație furnizată lor. Dacă informațiile sunt corecte, educația sau rezultatul este bun. Următorul moment inedit a avut loc în fața școlii, acolo unde elevii clasei a 4-a A au sădit aproximativ 50 de flori. Împărțiți în două grupe, băieți și fete, elevii au gustat momentul, promițând că vor avea grijă de flori și de acum înainte. Îmi place foarte mult, eu am mai făcut această activitate și e foarte frumos. Am mai făcut acasă, că la școală nu cred că nu. Da, am mai făcut acasă, în fața blocului, am plantat un pomișor și la mine în curte. Am văzut că tu ești și echipat, ți-ai luat și mănuși, tot. Păi da, ca să nu mă murdăresc. Știi din ce specie sunt florile pe care le-ați plantat sau nu contează prea? Știu că am plantat vănuței. Este prima dată, dar am simțit o energie aparte. Este atât de frumos când plantezi o floare și simți un sentiment care... Simți că faci ceva frumos și bine pentru... omenire, pentru că ele emit foarte mult oxigen. În fine, pe terenul de sport au avut loc mai multe întreceri pe bicicletă, activitatea făcând parte tot din săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun, promovată în școli de Ministerul Educației Naționale, cu scopul de stimulare a creativității și competențelor copiilor.